Sfinții luminători ai credinței ortodoxe au fost sărbătoriți în Arhiepiscopia Tomisului prin rugăciune arhierească de cinstire. Slava ridicată lui Dumnezeu către credincioși ca mulțumire pentru apostolii învățăturii a avut loc în Biserica Sfinții Trei Ierarhi din cartierul Constanțean Tomis Nord. Sfânta liturghie închinată Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre luminătorii întregii creștinătăți, evidențiind virtuțile fiecăruia dintre aceștia. Sfântul Vasile cel Mare, prin viața sa atât de aspră cu sine, prin liturghia și rugăciunile sale de izgonirea răului, Sfântul Grigore, cuvântătorul de Dumnezeu, cel care prin cuvântările sale a adus lumina asupra credinței în Sfânta Treime și a fost numit teologul după Sfântul Ioan Evanghelistul, pentru că înțelepciunea sa, care s-a suit până la tronul lui Dumnezeu, a adus lămurire despre cele trei persoane dumnezeiești, despre Tatăl, Fiul și Sfântul Duh și Sfântul Ioan Gură de Aur, Părintele nostru, cel atât de jertfelnic, un postitor aspru, dar și un milostiv și tălmăcitor al Sfintelor Evanghelii, mai ales a Evangheliei după Matei. Și iată, Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a lăsat și el liturghia și rugăciunile de izgonire a răului. La sfârșitul slujbei, oracle ce păstrează un fragment din moaștele Sfântului Nectarie a fost sfințită alături de alte două icoane.